Da, bun găsit, așa este, o am alături de mine, doamna senator Diana Șoșoac. Ați venit aici și am văzut că ați stat deja de vorbă cu victimele. Da. Bună ziua! O parte din victime, acum facem rost de numerele tuturor. Eu am crezut că aici Comitetul de Situații de Urgență, precum în toate comitetele care ar trebui să intervină în situațiile de urgență, care sunt și la nivel central și la nivel local, ar fi trebuit să le acorde acestor oameni ajutoare, un acoperiș deasupra capului și măcar mâncare, apă și așa mai departe, medicamente. Din păcate, acești oameni au fost chemați astăzi pentru o așa zisă evaluare a pagubelor și au fost trimiși înapoi pentru că, vezi, doamne, este din nou pericol de explozie a unei cisterne. Deci este totul haos. Cine v-a spus asta? Chiar oamenii, chiar victimele care au fost puse pe drumuri. Unde sunt victimele? Victimele sunt fiecare unde și-a putut găsi un loc. Ba la copii, ba la rude, ba la nepoți și așa mai departe. Noi de la Partidul SOS România ieri am constituit Comitetul de Situații de Urgență al partidului nostru și ar trebui toate partidele să facă acest lucru, pentru că statul este depășit total. Avem aici mulți membri care au venit sau învoit de la serviciu. Vom lua legătura cu toate victimele, vom face un necesar. Deja în țară toate filialele s-au apucat să strângă ajutoare. Avem mașini care sunt pe drum și solicit tuturor dezvoltatorilor să-și pregătească ajutoarele pentru a reface casele din temelii. Asta ar trebui să facă poporul român și vă solicit tuturor oamenilor din români, din țară și de peste tot, de pretutindeni, să începem să fim uniți și să-i ajutăm pe acești oameni. Nu e vorba de campanie electorală, nu e vorba nimic, e vorba de umanitate, pentru că trebuie să trezim conștiința națională. Vorbim de unitate, dar nici unul nu veniți aici cu ajutoare. Puneți mâna și începeți să vă ajutați seamă de seamă. Noi aici am venit să facem un necesar. Deja am contactat foarte mulți oameni care vor să ajute. Se vor dona și bani și produse, toate vor ajunge la acești oameni și totul va fi transparent. Voi da absolut publicității, absolut toată acțiunea care a început de azi. Bun, am văzut totuși că s-au implicat oamenii în sensul că au donat sânge, am văzut că și guvernul vrea să dea din fondul de rezervă despăgubiri la oameni. În schimb, vreau să vă întreb altceva. Cum vi se pare că a fost intervenția din această seară? Cum vi s-a părut, dacă ați urmărit, dacă aveți informații despre felul în care s-a intervenit aici? Pentru că totuși am văzut foarte mulți pompieri răniți. Da, deci ați spus de donar de sânge. De ce România nu are sânge și trebuie să doneze exact atunci când se întâmplă o calamitate? Deci atenție foarte mare, da? Doi la mână, intervenția a fost inacceptabilă și nu e vina pompierilor. Este vina Comitetului pentru Situații de Urgență al lui Raed Arafat, Despescu, Predoiu, Alina Gorghiu și prim-ministru Ciolacu. Noi astăzi am demarat campania de demitere al lui Raed Arafat și nu numai demitere, trimiterea acestuia în închisoare. Parchetul general, parchetul militar este obligat în momentul ăsta să-l ridice pe Raed Arafat și să-l defere justiției pentru a fi condamnat pe viață. Dar de ce spuneți asta? Pentru că este vinovat pentru crime împotriva umanității. Din 2009 până acum, numai eu i-am făcut, cred că, 20 de plângeri penale. Sunt acuzații foarte grave. Aveți dovezi? Am dovezi, sunt depuse la parchetul general și eu în calitate de senator și ca avocat înainte să devină senator și în calitate de președinte al Partidului SOS România. Partidul a depus denumărate plângeri, nenumărați colegi de-ai mei avocați au toate dovezile, sunt depuse la parchetul general și de ani de zile nimeni nu face nimic. Mai mult, sunt dovezi și cu privire la niște bani. Unde sunt banii? Unde sunt banii care trebuie să fie la situația de urgență? Vorbeați de intervenție? Cum e posibil când dai flăcările acelea, tu să trimiți peste 50 de pompieri să se ducă direct în flăcări? Unde sunt mașinile speciale care sunt acei roboți, da? Sunt un fel de macara care își întinde, da? Se întinde deasupra incendiului și nu cu apă îl stinge, ci cu o substanță specială pe care, dacă ne aducem aminte, tot timpul Departamentul de Situații de Urgență a spus că nu o are. De unde sunt spitalele de arși, doamnă? De la colectiv s-au scurs cât 8 ani, 9 Asta voiam ani. Să vă întreb. Vedem că sunt doar 30 de paturi de mare arși la noi în țară. În continuare suntem nevoiți să trimitem bolnavii în afară. Vi se pare că s-a făcut vreun progres de la tragedia de la colectiv și până în prezent?
Nu, nu s-a făcut nimic decât s-au furat banii care erau dați pentru aceste spitale de arși. Am făcut nenumărate interpelări, am făcut plângeri penale. Unde sunt? Unde sunt marile secții de arși? Știți ce spun ei? Că, vezi, Doamne, nu sunt arși tot timpul și că atunci aceste secții, de fapt, sunt consumatoare de bani degeaba. Auziți ce spun ei? Cine a spus așa ceva? Cine? Cei din Parlament? Cine? Parlamentarii și de la PSD, și de la PNL, și de la USR, și de la UDMR, că cu ei am vorbit. Pentru așa ceva am vorbit cu domnul profesor Cercel pentru schimbarea legislației. Toată lumea dă din numeri că nu se poate, că nu sunt bani, că guvernul, că președintele. Dom'le, nu se poate, păi dar ne mor oameni. Cum e? Da, să știți ce înseamnă, ați vorbit cu un medic, să vedeți ce înseamnă transportul unei persoane care orice bacterie o poate lua și pentru ei înseamnă septicemie. Da? Deci transportul unei persoane dintr-un loc într-altul, numai dintr-o țară într-alta, înseamnă pericol de infecție. Să știți că cei mai mulți vor muri. Asta este problema. Îmi pare rău să o spun, am vorbit cu medici, dar cei care au astfel de arsuri pe suprafață mare de pe corp vor muri. De ce? Din cauza infecțiilor. Bun, și ce este de făcut ca să nu mai ajungem în situația asta? Pentru că, din păcate, nu este pentru prima dată. În primul rând trebuie un departament pentru situații de urgență cu oameni profesioniști, nu tot felul de oameni puși politic. Doi la mână, v-am dat comunicat de presă al Partidului Socialist România, al doctorului Iulian Șerban, care e secretarul general al partidului și care a propus trei mari soluții acum pe repede înainte. Dar una dintre soluții trebuie să o ia Ministerul Sănătății, care trebuie să dea niște ordine. Când eu am fost în audiență la domnul ministru Rafila, mi-a trântit-o că nu e problema lui că spitalele cele mai multe sunt în administrarea primăriilor. Păi atunci, hai să mergem la Ministerul Administrației, da? De ce? Ministerul Sănătății, păi da, el trebuie să facă programe, el trebuie să aibă profesioniști, el trebuie să instituie ordine, el trebuie să instituie pașii care se fac, trebuie să facă secțiile respective. Păi atunci la ce mai avem ministrul de sănătate dacă el ridică din numeri și spune că nu este treaba lui? Nu este posibil așa ceva, doamne. Nu avem profesioniști. Uitați-vă și la medici. Ce medici mai avem noi? O mână de medici buni, că restul dorm în gardă, omoară oameni, n-au pic de empatie, asistente la fel, infirmiere la fel. Și slavă Domnului că medicii sunt plătiți. Pentru ce avem oameni care mor de nepăsarea medicilor când sunt plătiți cu 5.000 de euro pe lună? Da, am văzut într-adevăr foarte multe cazuri, știm că sunt foarte multe probleme în momentul de față în sistemul medical. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție, vă las să stați de vorbă în continuare cu victimele. Și vă rog, faceți apel la poporul român. Haideți să ne unim, să-i ajutăm pe acești oameni, să ajutăm toate cazurile din țară, pentru că numai uniți vom reuși să ieșim din această paradigmă a uciderii României și a poporului român. Vă solicit tuturor ajutorul pentru acești oameni năpăstuiți, pentru că este clar că instituțiile statului au eșuat într-o Românie eșuată a domnului Iohannis.